urmă cu o zi, o înregistrare în care Ciprian Marica a fost surprins în timp ce își înșelea soția. Fotbalistul a avut în trecut o relație cu o vedetă din România, pe care a înșelat-o cu Bianca Drăgușanu. Ciprian Marica, care a fost surprins în timp ce își înșelea soția, nu se află la prima abatere de acest fel. Celebrul fotbalist este renumit pentru infidelitățile sale. Se pare că acesta a umblat cu unele dintre cele mai frumoase femei din showbizul românesc, cărora nu le-a fost tocmai fidel. De exemplu, în urmă cu câțiva ani, Marica a avut o relație cu o cunoscută vedetă din România, care nu a scăpat de infidelitățile fostului iubit, care a înșelat-o cu un nume celebru din România. Chiar dacă acasă avea una dintre cele mai frumoase femei din România, fotbalistul nu a putut să se abțină atunci când a venit vorba de o altă femeie frumoasă. A înșelat-o cu Bianca Drăgușanu. Fosta iubită a fost înșelată cu nimeni alta decât Bianca Drăgușanu, iar fostul fotbalist ar mai fi avut discuții și cu alte femei celebre din showbiz. Am încercat să port o discuție civilizată, fără crize și isterii, plecând de la întrebarea: de ce ai făcut asta? M-am ferit să par o nebună, așa cum bărbații au foarte ușor tendința să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-și masca vina. M-am simțit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negații. Deci am fost și mințită, pe lângă faptul că am fost înșelată. Știu că Ciprian a trimis niște mesaje Adelinei. Ea și-a pierdut telefonul și acele mesaje au ajuns în redacția unei reviste. Au fost și publicate. La două luni după aceea, Adelina e o fată cu foarte mult bun simț, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a încercat, i-a trimis niște mesaje. Eu am înțeles exact cum au stat lucrurile și chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat niciun fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase. Orice bărbat și-ar dori să le aibă, a spus prezentatoarea TV la momentul respectiv.